În urmă cu 19 ani, următoarea mea invitată, Alma Totis, a fost pe podium la Miss România. Câțiva ani mai târziu a ajuns imobilizată total în urma unor exerciții fizice efectuate greșit, dar medicii au spus atunci că nu va mai putea merge niciodată. Ei bine, greșit, pentru că ea nu s-a dat bătută și acum nu doar că și-a revenit complet, ci a ajuns chiar instructor de fitness, ciucă. O invit aici în platou pe Alma Totis să ne spună povestea ei, una extraordinară. Și ea arată extraordinar. Priviți! Sunt puternică, îmi spun în fiecare zi. Sunt puternică, dar te las să mă opii. Așa ușor, așa ușor. Numai o secundă, nu pleca, Alma. Numai o secundă, lasă-ne să te prezentăm celor de acasă. Am zis că ai câștigat concursul de Miss, dar de fapt ai fost locul 2. Nu, am fost locul 2. Pentru că nu ai fost prima câștigătoare, adică iartă-mă. Deci ai fost pe podium la concursul de Miss, cum am ziceam fost, mai devreme. Și vreau să le spunem celor de acasă că tu ești mămică de 3 copii. 3, da. 2 băieți și o fetiță. Ok, perfect. Cel deci, mare are 15 ani. Poftim? Cel mare are 15 ani. Deci așa arată o mămică de 3 copii. Cel mare 15 ani. Al doilea are 9 ani, cel mijlociu Andrei, iar Eleni are 8 ani, fetița cea mai mică. Perfect. Poți să faci o mișcare, nu știu, de fitness pentru noi ca să fitness înțeleagă? Fitness pe tocuri? Fitness pe tocuri ca mai să puțin se înțeleagă. Așa arată o mămică cu 3 copii, instructoare de fitness. Să luăm în loc aici pe canapea. Mulțumim mult, doamna profesoară, că ați venit alături de noi. Povestea ta este senzațională. Toată viața ta ai făcut oarecum modeling, sport. Să vină un medic să spună, știi ce, nu o să poți să te mai miști. Da, s-a întâmplat asta din cauza greutăților mari pe care le foloseam în sală. E adevărat că și eu eram foarte ambițioasă și ceream greutăți și voiam să avansez în ceea ce făceam. Doar că rolul antrenorului care era lângă mine și treaba lui acolo era să-mi spună mie, nu poți să faci asta la 48 de kilograme, să ridici 180. Stai un pic, deci tu, stai un pic, deci tu 48 de kilograme. Da, după a treia naștere. Și ridicai 180 de kilograme la piept așa? La presă, 180 de kilograme, da. La presă stai un pic, la picioare, nu? Presa în picioare, da. Deci tu stăteai așa pe scaun și ridicai 180 de... Nu, aia pot să fac și acum, orice este, nu este în picioare. Dar aia era în picioare, o presă în picioare, da? Adică nu știu cum e exercițiul, adică stai verticală, în picioare? Cu greutățile aici. Da, stăteai în picioare. Stai că mi-e mai greu. Deci tu aveai aici 180 de kilograme presă, și făceai a presă, mă rog, exact, era pusă pe niște scripe. Exact. 180 de kilograme, exact. Și făceai așa? Și făceam foarte multe repetări. Stăteau băieții, antrenori în jurul meu și strigau, hai, hai! Și normal, eu fiind ambițioasă că le făceam. Dar cu timpul... Asta ți afectează coloana, ți afectează... Am triplă hernie de disc și am făcut ulterior și un chist de presiune în bazin, care mi-a creat niște spasme. Efectiv, stăteam întinsă și bazinul meu se ridica în sus, singur. Doctorul mi-a spus că astea sunt un fel de durerile nașterii, pentru că exista un chist foarte mare în bazin și el trebuia să le elimine. Durerile nașterii, dar 3 luni de zile este îngrozitor. Stăteai la pat? Stăteam efectiv numai în pat, mă ducea soțul meu... în brațe la toaletă, pentru că nu puteam să ajung și mi s-au făcut foarte multe proceduri, s-au încercat foarte multe lucruri și experimente s-au făcut pe mine. Într-un final mi-au spus, mi s-a spus de medicul cel mai bun de la noi, din țară, că se face de râs, dar nu știe ce să-mi facă. Știu că 5 medici specialiști în domeniile lor ți-au spus că nu o să mai poți să mergi niciodată. Exact. Mi-au spus, pe lângă faptul că dacă iau ceva de aici, un pahar de apă și îl pun pe partea cealaltă, risc să paralizez definitiv, nu o să mai fac sport niciodată. Mi-au făcut niște injecții cu corticosteroizi în coloană și asta a rezultat printr-un aport foarte mare de apă în corpul meu. Am luat 24 de kilograme în 2 săptămâni. Aveam celulită pe degete și pe față. Stai un pic, deci tu ai luat 24 de kilograme în 2 săptămâni? Din cauza injecțiilor cu corticosteroizi. Am acoperit oglinzile din casă. Îți dai seama dacă eu am fost model toată viața. A fost groaznic pentru mine, a fost un coșmar. Și am renunțat la a mă mai duce la medici, pentru că luam 36 de antiinflamatorii pe zi și deja era, mi se părea enorm. Ai acoperit, practic, oglinzile în casă. Da. Ca să nu poți, nu puteai să te vezi în 24 nu, de kilograme, eram, mamă, în 2 săptămâni. Zăceam efectiv în pat, mă revărsam într-un pat, niște dureri groaznice. Și am renunțat la a mai merge la medic și într-o zi m-am hotărât, am intrat într-o depresie, bineînțeles,
până când într-o zi m-am hotărât, nu asta sunt eu, nu aici se termină pentru mine cum ar veni, am făcut altceva toată viața și nu este imaginea cu care vreau să rămân. Și am început singură să mă informez, să citesc despre coloană, despre lucrurile prin care am trecut și să mă mobilizez singură, să învăț efectiv să merg. Mă țineam de noptiere și mă ridicam și mă așezam și mă ridicam. 45 de minute mi-a luat să mă ridic de 10 ori prima oară. Când am ajuns prima oară în sufragerie, pe picioarele mele, a fost sărbătoare la mine în casă. Au urmat... Asta după cât timp? După... După circa 2 săptămâni. Din momentul în care am hotărât eu că nu așa se termină. Apoi am început să fac fandări prin casă și orice îmi permitea corpul, adică fără să simt durere. Mi-ascultam foarte tare corpul și așa am învățat să-mi folosesc și mușchii. Lucru pe care eu, deși aveam un fizic de invidiat, nu îl puteam face. Deci nu aveam absolut niciun control. Chiar și medicii mi-au spus că mușchii mei artificiali erau foarte dezvoltați. De aici și faptul că cei de susținere muriseră din cauza că nu-și mai găseau rolul în organism. Și atunci toți mușchii din jurul coloanei erau albi, morți efectiv. Dar știi ce vreau să te întreb, Alma? Sigur. Erai mamă când ai trecut prin toate experiențele astea. Copiii tăi ce ziceau? De aici și depresia mea, unde îți dai seama că eu urlam efectiv în durerile astea, deci corpul meu se ridica singur. Copiii stăteau pe lângă mine și plângeau, urlau și ei. Până 2 ani de zile după această experiență, fiica mea, care avea 3 ani de zile atunci, mă întreba, mama, ai nevoie să te duc la toaletă? Și acum am uitat că au mai crescut, dar atunci a fost groaznic. Mă simțeam o corvoadă pentru ei, pentru soțul meu, pentru toată lumea. Soțul tău și el sportiv? Nu. Și nici eu n-am fost sportivă până n-am născut al treilea copil. N-am făcut sport în viața mea până la 28 de ani. Dar, deci la 28 de ani te-ai apucat de sport? Da. Și cum la 28 de ani, cu 3 copii, 48 de kg că-ți revenise după sarcină și ridicai 180 de kg la presă? Adică... Da. M-a ambiționat o fată pe care am cunoscut-o când m-am apucat de... Și eu, ca toate fetele, de tratamentele ușoare și calea ușoară. Și am cunoscut o fată și mi-am pus în cap să ajung să am abdomenul ei. Și eu sunt o fire foarte ambițioasă și am reușit, bineînțeles, dar cu orice a trebuit să fac, am făcut. În 6 luni de zile am obținut abdomenul, bineînțeles, dar apoi a urmat perioada asta și... Ai mai vorbit cu instructorul ăla care te-a... Culmea mi-a scris, acum că am deschis sala pe care o am, să mă întrebe care sunt condițiile de a lucra în sala mea. Nu, să ne înțelegem, eu nu dau vina pe el. El, soțul meu, da, dar eu nu. Pentru că eu știu că eu am cerut, am vrut. Acum că sunt instructor, înțeleg cu ce a greșit. Atunci nu am înțeles și n-am dat vina pe el, deși soțul mi-a spus că trebuie să meargă să discute ceva cu el. Dar nu este vina lui. Fiecare își face meseria cum consideră și... Este ca și cum ar veni o fată acum la mine și mi-ar spune să facă aceleași lucruri și eu aș lăsa-o. Eu am o experiență și știu ce înseamnă. El poate nu a avut-o. Și atunci n-a înțeles unde duc lucrurile pe care le-a dar făcut el. Dar el a aflat prin ce ai trecut? S-a simțit sigur că da, m-a trimis chiar la tratamente. Și s-a simțit responsabil? Probabil că nu știu. De moment ce m-a contactat ulterior, presupun că nu. Ești foarte tare pe cuvânt, adică toată povestea asta, cu toată lupta asta... Și senzațională povestea ta. Da. Dar acum a trecut și... Acum câți ani ai, Alma? 36. 36. Copil de 15 ani. Da. De... 9 ani și de 8. Deci foarte tânără, ai devenit și mămică. Da, m-a păcălit soțul repede. Câți ani aveai și când ai născut? 20 și 1 când am născut. 20 când m-am căsătorit și 20 când am născut primul copil. E fost 21. Cel mare face kendo, cel mijlociu face box și aia mică face tot box acum, dar a făcut și balet și gimnastică. Soțul... Și asta numai la dorința ei. Soțul tău face sport? Soțul meu face sală zilnic, de când a deschis eu sala, că a zis că trebuie. El nu e în domeniu, nu? Nu, soțul meu. Dar tu ești instructoare de fitness numai pentru doamne și domnișoare sau și pentru bărbați? Nu, am și clienții bărbați. Ciucă, am niște poze pe Instagram cu niște băieți care îmi plac mie, gen David Beckham, ăștia care îi mai vedem pe Instagram.
Crezi că poți să ne scoți pe noi la drept, vorba unui prieten, în cam cât timp? Dacă ascultați, un an de zile. Un an de zile? Da. Mai repede, Cătălin poate un an, dar eu... Bine, cu dietă la literă și cu antrenamente într-un an de zile, da. Antrenamente cam de câte ori pe săptămână? Dacă vrei într-un an, zilnic, zoologic. Normal. Ok. Atunci cred că putem prelungi pe 5-6 ani. E ca la bancă când te duci să semnezi, știi? Serios, da. Povestea ta este senzațională și tu ești foarte ambițioasă și uite, mă bucur că am avut discuția asta așa liberă și poate sunt foarte multe doamne, domnișoare care se uită și vor, pentru că văd pe Instagram, știi? Și bă, dar vreau și eu să fiu așa, știi? Vreau și eu să am corpul perfect, vreau să fiu și eu, nu știu, lăudată în stânga și în dreapta. Am foarte multe rezultate. Să facă? Să aibă grijă cum se apucă sau cum? În primul rând, mare grijă în alegerea instructorului, bineînțeles, cum am povestit, ce s-a întâmplat. Sunt foarte mulți instructori în ziua de astăzi, e foarte ușor să ții o licență. E o sumă modică, faci un curs de o lună de zile și s-a terminat. Tot sunt instructori. De aceea, în marile companii, o să vedeți numai instructori de 18-19 ani. Ce ar putea să te învețe un astfel de instructor care a făcut... 2 ani de sală, a băgat 2 injecții și e pregătit să te învețe pe tine. Deci, practic, atunci când îți alegi instructorul, să încerci să vezi care câți bani de experiență. Trecutul, să știi, să vezi rezultatele, să te informezi un pic înainte, nu să faci ca mine, care am intrat în sală și primul care era disponibil pe ăla l-a luat. Și în același timp, rezultatele astea le obții și cu foarte multă disciplină în ceea ce privește alimentația? 70% este alimentație, restul este sport. Degeaba eu chinui clientul o oră, că îl chinui, recunosc. Chinui clientul o oră, pentru că restul mai sunt 23 dintr-o zi. Dacă el se duce acasă și se îndoapă și nu ascultă de regimul alimentar pe care îl dau, eu nu va avea nici rezultate. Alma, dar crezi că putem să vorbim puțin așa, că nu înțeleg de ce am problema asta cu îndopatul seara, că mi se întâmplă și mie. Dacă tot ne-am întâlnit aici... Adică, sigur. Uite-te, gândește-te și tu, 24 de ore, cum zici tu, vii aici 2 ore la muncă, dar păi, când te duci acasă, mănânci, uite, și tu de ce răsciucă, că și tu ești în povestea asta. Nu. Ce putem să facem? Există ceva? Regimul alimentar pe care l-am eu, eu am 3 mese principale pe zi și 4 gustări. Păi când ai avea ele? Timp să-ți fie foame? Da. Ai 7 mese în total. Când ai avea timp să-ți fie foame? Păi stai un pic și tu la ora fixă, în fiecare zi, la ora fixă mănânci? Da. Și tu dacă ești aici pe platou, nu poți să bagi un fruct în gură? Ai gustare. Păi da, da. Mai prinzi niște... Ciocolată. Cozonac. Vine acum festival cozonac. Tu mănânci dulciuri? Eu am țin aceeași dietă de 8 ani de zile și mănânc, am un cheat day, sâmbăta. Îți faci eu de cap. Țin, da, absolut curat în cursul săptămânii, sâmbăta spargem. Adică, și eu și toată familia. Mamă, știi ce înseamnă la ea, Ciucă, sâmbăta spargem? O să două bucățele de ciocolățică. Yes, am rupt nu normele. Nu e adevărat, nu, nu e adevărat. Nu, nu, eu sunt gurmandă, îmi place mâncarea, deci nu... Nu glumesc cu nimic, îmi place foarte mult să mănânc, dar sunt și ambițioasă în același timp. Să ai succes, ce putem să spunem, Alma. Alma Totis, da? Da, Totis. Alma Totis. Pe Instagram am văzut pozele și cu... Zi, cu... De-a fost mă la noi, iubita lui Liviu, zi, că-mi scap, Paloma, nu? Da. Foarte faină. Marisa, cu Marisa, da, am văzut... Am început un program cu ea. Foarte mișto pozele. Și costumele. Le-ai văzut pe Instagram? Fosforescente. Cum să nu? Am început un program online. Eu sunt anti-antrenamentele online. Am avut multe cereri înainte de acest program, dar datorită faptului că nu poți controla cum execută clientul acasă, degeaba, e exact ca la sală, când nu ai antrenor. Faci de capul tău așa, uită-te pe YouTube. N-ai nevoie de mine. Am creat acest program cu Marisa și de aia suntem două. Ea execută, iar eu privesc fetele și le corectez pe fiecare parte. Deci ea face, ea râți exercițiul, ea execută exercițiile, știe să le execute corect, ea le execută, fetele se uită, iar eu le explic în același timp și le urmăresc pe fiecare în parte. Le corectez poziția, le cert pe cele care fac pauză și
și totul merge bine. Da, da. Alma, îți mulțumim mult de tot. Cu drag, mulțumesc. Aș vrea să plecăm împreună de aici, de la emisiune, nu de alta, dar de fapt asta e un truc al prezentatorului ca să te mai scoată așa în fața camerelor de filmat și nu de alta, dar să le mai spunem celor de acasă că ea este o mămică de 3 copii, 15 ani, cum ați aflat, are cel mai mare și 8 ani cel mai mic. Da. Și la mijloc 12 ani. Nu 9. 9, e greu, eram pe aproape. Sunt unul după altul. Exact, 9 ani și a trecut prin toate poveștile astea, dar cu foarte multă ambiție se poate. Alma, îți mulțumim mult de